Sala de spectacole a Casei Tineretului a devenit ieri seara aproape neîncăpătoare pentru sutele de botoșeneni care au răspuns invitației conducerii teatrului Mihai Eminescu. Oameni iubitori de teatru, iubitori de frumos și care îl îndrăgesc și îl admiră pe directorul artistic Volin Costin, au ținut să întindă artistului o mână de ajutor acum când se află în mare suferință. Pentru acest spectacol nu a existat bilet de intrare. Oamenii au decis singuri cât valorează. Iar dacă de obicei botoșenenii sunt cei care aplaudă pe actori, de această dată a fost rândul artiștilor să-i aplaude pe spectatori. Le suntem datori cu aceste aplauze publicului într-un semn de recunoștință pentru extraordinarul gest de solidaritate de care dau dovadă. Priviți, sala se umple, va fi cu siguranță plină. Și aceasta pentru a-l susține pe colegul nostru, directorul artistic al teatrului Mihai Eminescu, Volin Costin, în a-și continua tratamentul de recuperare care este foarte costisitor. Și atunci, în seara aceasta, artiștii le sunt recunoscători și aduc un omagiu prin ceea ce fac publicului său, prietenii teatrului care se solidarizează alături de noi în sprijinirea campaniei de ajutorare a colegului nostru Volin Costin. Publicul este rege în seara asta. Pentru Volin Costin au venit la teatru prieteni, colegi, dar și oameni simpli care i-au admirat cariera timp de două decenii. Un simț de solidaritate. Solidaritate, altceva. Îmi place comedia, îmi place teatru. Sunt mai multe. E un complex. Nu pot să spun decât că îmi pare rău pentru tot ceea ce se întâmplă, dar toate astea fac parte din viață și trebuie să le luăm pe toate așa cum vin. Să ne ajutăm. Multă, multă sănătate. În primul rând pentru domnul care suferă de această boală și am mai fost la acest spectacol și m-a impresionat, adică am rămas plăcut surprinsă. Dar acum motivul principal este că ai vrut să fii solidară cu acest. Da. Volin Costin este un actor pe care îl știm de multă vreme, un talent al teatrului botoșenean și în afară de asta este un coleg al nostru pe care îl știu de foarte multă vreme și cred că e și normal să fim solidari și să fim alături de el în momentele grele prin care treci. Pentru Volin Costin, artiștii au făcut gesturi impresionante. Fiul lui Marius Rogojinski și-a vândut pianul, iar cu banii obținuți a vrut să-l ajute pe Volin Costin. Și pictorul Liviu Șoptelea și-a scos la licitație un tablou cu același scop. De altfel, oameni de afaceri importanți și firme au contribuit cu sume pentru a-l ajuta pe Volin Costin să își continue tratamentul extrem de costisitor. Un tablou pe care Liviu Șoptelea îl aduce la o licitație. Banii proveniți din licitația respectivă, urmând fără îndoială să ajungă în sprijinul lui Volin Costin. Aseară, colegii săi din teatru au pus în scenă spectacolul Bani din Cer. Și asta, Hen? 735.000 de lire sterline. Ce? Bani, gheață. Ce asta? Bani, cash. 735.000 de lire sterline, numai în bagnote câte 50 de lire.